În continuare, așteptăm demisia domnului Nicușor Dan din Consiliul General al Municipiului București, având în vedere și ieșirea dânsului de astăzi. Din punctul meu de vedere, a primit un vot din partea cetățenilor Municipiului București. Își bate joc de acest vot al cetățenilor din Municipiul București și în continuare îi solicit demisia. Mulțumesc foarte mult!